burele. Mama a cumpărat prune ca să le dea copiilor după masa de prânz și le-a așezat pe o farfurie. Vania, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot mirosea de zor. Tare îi mai plăcea cu miros și tare ar mai fi vrut să le guste. Tot dându-le așa târcoale, băiețelul pândi clipa când nu era nimeni în odaie și, nemai putându-se stăpâni, înhăță o prună și o mâncă. Când s-a apropiat ora prânzului, mama a numărat prunele și, văzând că lipsește una, i-a spus tatălui. Stăteau cu toții la masă și tatăl a întrebat: "Ia să-mi spuneți, copii, nu cumva a mâncat careva dintre voi o prună?" "Nu!" au răspuns copiii în cor. Vania, roșu ca un rac, a spus și el: "Nu, n-am mâncat-o eu." "Că unul dintre voi a mâncat pe ascuns o prună," a mai spus tata, "nu-i frumos deloc." "Dar nu despre asta e vorba. Nenorocirea e alta, fiecare prună are un sâmbure. Și dacă cineva nu știe cum să le mănânce și înghite sâmburele, a doua zi moare. De asta mi-e frică." Atunci Vania, galben la față, a zis repede: "Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră." Toți au izbucnit în râs, iar Vania a început să plângă. Și astfel, printr-o păcăleală de-a tatălui, Vania s-a trădat. "De ce plânge acum?" a întrebat mama. "Iertați-mă pentru minciună," a răspuns Vania, "dar n-am mai rezistat până la prânz din cauza poftei." "Noi te iertăm," a spus tata, "dar altădată să-ți recunoști fapta atunci când ești întrebat."